Perioadă dificilă pentru ASEA Târgu Mureș. Roșialbaștrii mai au câteva zile de vacanță, pentru ca la începutul săptămânii următoare să se reunească pentru a pune la punct începutul noului sezon al Ligii I de fotbal. Rămasă fără antrenor după despărțirea de George Ciorceri, ASEA se confruntă cu mari probleme de lot. Până în prezent, din cei 14 jucători ale căror contracte au expirat sau urmează să expire, doar capitanul Gabi Mureșan și-a prelungit înțelegerea cu Roșialbaștrii. Conform presei naționale, ASEA Târgu Mureș s-a aflat în discuții atât cu fostul antrenor al belgienilor de la Standard Liege, Ivan Vukomanovic, cât și cu fostul antrenor al dinamoviștilor, Dario Bonetti. Negocierile cu cei doi au eșuat din cauza pretențiilor financiare mari pe care tehnicienii le-au avut. Este cunoscut faptul că la finalul sezonului trecut, ASEA Târgu Mureș a intrat în incapacitate de plată, iar jucătorii cu experiență din lot au anunțat că își vor căuta echipe. ASEA Târgu Mureș a avut un sezon 2015-2016 extrem de dificil, cu mari probleme de ordin administrativ. Reamintim că mureșenii sunt anchetați de Direcția Națională Anticorupție privind finanțarea clubului din orașul Florilor. Astfel că ASEA s-a văzut cu conturile blocate încă dinaintea meciului din Supercupa României, câștigat în fața Stelei cu 1-0. Acest lucru s-a văzut și în evoluția jucătorilor, care au prins play-off-ul în ultima partidă din sezonul regulat, după victoria contra celor de la Botoșani. Calificați în primele șase, mureșenii au avut un parcurs negru, fiind singura echipă fără victorie în șase partide. Comisia de apel din cadrul FRF a stabilit într-o ședință care a avut loc pe 25 mai ca formația mureșeană să primească o penalizare de 6 puncte pentru sezonul următor, însă oficialii ASEA-ului au făcut recurs la Tribunalul Sportiv de la Lozan, iar penalizarea s-a redus la 3 puncte și așteaptă banii din drepturile de televizare pentru a pregăti noul sezon 2016-2017.